Guvernul adoptă astăzi compensarea cu 50 de bani la carburanți. Tot de azi, operatorii de benzinării care vor acorda reducerea vor beneficia de o compensare de 0,25 de lei pe litru de la bugetul de stat. Discut despre acest subiect cu Gabriel Biriș, analist financiar. Bine v-am găsit! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Vedem, ar trebui să intre în vigoare ordonanța de urgență dată de guvern, compensare de 50%. Interesant este că chiar zilele trecute premierul Ciucă vorbea despre faptul că nu știe exact cum va funcționa, cine va da și cum va da. Și totodată am auzit tot din partea coaliției de guvernare că probabil 70-80% dintre benzinării vor acorda această compensare, pentru că nu există un mecanism prin care să oblige companiile private să ofere compensarea asta. Cum ar putea să funcționeze totuși, ca să existe? Într-adevăr, eu am văzut un proiectul de ordonanță de urgență și pe asta comentez, presupunând că astăzi îl aprobă, el va intra în vigoare de la miezul nopții, presupunând că benzinările vor putea să-și adapteze softurile de emitere a bonurilor fiscale și comercianții de angro de softurile de emitere a facturilor rapid. Mâine ar trebui să începem să vedem la multe din benzinării un preț mai mic cu 50 de bani. Deci practic reducerea de 50 de bani este inițial acordată la benzinărie, deci benzinările vor avea un venit mai mic cu 50 de bani pe litru. După care, până pe 25 ale lunii următoare, ei vor trebui să depună o situație la ANAF și vor primi o compensare, o subvenție practic de 25 de bani pe litru. Deci, practic, întreaga sumă va trebui finanțată de benzinării, ulterior urmând să compenseze alte impozite și taxe cu suma de primit de la stat. Va fi însă o situație ciudată, pentru că toate benzinăriile, după calculele mele, vor avea de recuperat și TVA. Pentru că în momentul marja lor nu e de 50 de bani, este mult mai mică, poate sub 10 bani pe litru. Și în momentul în care ei vor cumpăra motorina și benzina la prețul pieței de la rafinării sau de la importatori, ei vor avea un TVA deductibil la prețul respectiv, care preț este mai mare decât cu cei vând ei la pompă, deci automat vor fi în poziție de rambursare de TVA. Ceea ce probabil că va crea și dificultăți suplimentare pe partea de cash flow. Vă mulțumesc foarte mult pentru explicații. Așteptăm să vedem cum va fi implementată ordonanța de urgență începând cu ziua de mâine și cu siguranță vom dezbate pe marginea subiectului. La revedere!